Salutare, sunt Raluca și după cum v-am obișnuit deja, emisiune de emisiune încerc să vă atrag atenția cu tot ce este în vogă. Chiar dacă totul a început dintr-o simplă pasiune, din dorința de a purta creații unicat, Alexandra Matei a ajuns să creeze rochii de seară pentru doamnele și domnișoarele, elegante și îndrăznețe. Materiale de calitate, culori care atrag toate privirile și modele deosebite. Acesta este secretul unei rochii semnate de tânăra designer. Eleganță, rafinament și senzualitate. Cam asta transmite cea mai recentă colecție a Alexandrei Matei. Așa că, doamnelor și domnișoarelor, aveți ce admira în materialul următor. Alexandra, ne-a încântat privirea în seara aceasta cu rochii, una mai frumoasă decât cealaltă. Ce ne mai poți spune despre cea mai recentă colecția ta? A fost făcută cu foarte, foarte mult drag. Este o colecție dedicată pentru părinții mei. Și în această seară m-am gândit o parte din banii care o să vânzarea rochilor, care o să le vând acum după colecție, vreau să-i donez la doi copii olimpici, pentru că noi vrem să susținem educația. Unde te-ai gândit să animezi așa și moda pentru copii? Am văzut că ai avut foarte multe rochițe pentru fetițe, rochițe foarte cochete. Îmi doresc foarte mult o fetiță, iubesc foarte mult copii și în ziua de astăzi, așa cum este și la femei, la fel și la fetițe, nu prea găsim rochițe unicate, toate sunt cu flori, cu trandafiri, merg pe aceeași linie și am vrut să ies puțin din linia aceasta, să fie ceva mai aparte. Și cum de te-ai axat pe rochie? Pentru acum 2 sau 3 ani de zile, dacă nu mai mult, la toate evenimentele care mergeam, făceam singură rochile. Și toată lumea m-a întrebat de unde mi le-am cumpărat, de unde mi le-am făcut sau unde am fost. Și o persoană foarte dragă mie m-a încurajat să-mi deschid acest atelier. Câte rochi am avut ocazia să admirăm în seara aceasta? 25. Despre materialele pe care le-ai folosit, ce ne poți spune? Materiale de cea mai bună calitate, sunt luate din Italia, unele sunt procurate și de aici. Le-am avut unele de foarte multă vreme care nu le-am folosit și m-am jucat un pic cu pietre, cu materiale, pene. Cum ați auzit, am mers și pe o linie melodică franceză și penele de obicei mergeau pe linia aceea. Ai urmat și studii în domeniu? Cum ai intrat în această lume, să zic așa, a designerilor vestimentari? Nu, am terminat cu totul și cu totul altceva. Am terminat 3 facultăți care n-au nicio legătură cu designul și abia anul acesta m-am înscris la design. Sper să am timp să și merg. Realizezi și haine la comandă? Dacă vine, de exemplu, o persoană cu o fotografie la tine, poți să-i realizezi rochia respectivă? Sigur că da. Eu acum am prezentat colecția mea. Dacă vine cineva cu modelul dânsei, bineînțeles, o să pot să-l fac. Eu sigur că o să-l fac, o să încerc să-i spun dacă cumva o avantajează bine, dacă este în avantajul ei, ce trebuie să scoatem în evidență, ce nu trebuie să scoatem în evidență, atâta tot. Este un fel de consiliere vestimentară.
se adresează hainele pe care le creezi? Tuturor femeilor. Nu mă adresez numai femeilor 90, 60, 90. Tuturor femeilor și doamnelor fac și haine de birou, fac și haine de zi și haine de seară. Mai pasiunea mea cea mai mare sunt hainele de seară. De aceea am făcut colecția asta, dar fac de toate tipurile, normal. Îți aduce aminte așa de o comandă inedită, o rochie la care ai muncit foarte mult? Da, am avut în prima colecție o rochie gri, toată bătută în pietre și paiete. Era o rochie mulată, gen sirenă și s-a muncit foarte mult la ea. În momentul în care încep să lucrezi la o colecție, ții cont de partea comercială sau dai frâu liber imaginației? Tot timpul am făcut ceea ce aș purta eu. Și majoritatea pe măsurile mele, în cazul în care nu se vând, o să le port eu. Și animalele de companie merită să fie pentru câteva momente vedete, să apară în fața obiectivului și să fie imortalizate în ipostaze haioase. De aceeași părere este și fotograful Ștefan Andronache. El a pus la cale o ședință foto dedicată prietenilor noștri necuvântători. Prezenți la o ședință foto inedită, aș putea spune, în care personajele principale sunt animalele de companie. Cum ți-a venit ideea să fotografiezi necuvântătoare? Le pozez de ceva vreme și cum acum stau cam prost cu timpul, nu mai pot să îmi găsesc atâta vreme să fac ședințe individuale cu câte un animal. Și acum am venit să fac o ședință eveniment în care să chem cât mai multă lume, trag tare o zi și îmi fac pozele. Ce animale ai fotografiat până acum? Câini, pisici, astea clasice, iepuri, veveriță de gu, hamster, porcușor de Guinea, broaște țestoase, cincilia, găini, rațe și cam atât. Cum te descurci în cazul animalelor mai încăpățânate care îți dau așa bătăi de cap? Am răbdare și aștept. Până la urmă ajunge în locul în care trebuie animalul și îmi prind cadrul. Fotografiile de astăzi, cum au ieșit? Până acum bine, sunt mulțumit. Câte persoane s-au arătat interesate de această ședință foto? Interesate, cred că au fost vreo 16, dar am avut doar 7 locuri disponibile. Ce urmează să faci cu fotografiile după? Le încarc pe diverse agenții de stoc. Acolo se ocupă ei mai departe. Ți-aduce aminte de un animal care, nu știu, a reacționat într-un mod inedit? Nu te așteptai să reacționeze în felul respectiv? Am fotografiat un Yorkshire Terrier acum ceva vreme, care nu a avut nici cum să stea. Am încercat să-l obosesc, dar am obosit eu înainte să obosească cățelul. Povestea ta care este? Cum ai devenit fotograf? Nu știu, pur și simplu am devenit. Ai urmat ceva studii în domeniu? Cea mai apropiată chestie ar putea să fie facultatea de design, deși acolo nu am făcut foto. Atât. În rest, sunt autodidact. Este greu, este ușor să lucrezi cu necuvântătoarele? Mie îmi place. Unii ar putea zice că e greu. Sunt încăpățânate, degeaba comunici cu ele, că ele tot ce vor, ele fac.
dar e ok, mie îmi place. Cam cât timp lucrezi la o ședință foto? Asta depinde de animal. Am avut odată doi iepuri foarte cuminți, în jumătate de oră am obținut peste 40 de cadre cu ei. Și altă dată, în 2-3 ore, abia obțin 5 cadre. Cu ce exemplar te mândrești? Cu un persan smoking shadow. Așa. Are un an și 3 luni. Și de cât timp te ocupi de el? De pe la vreo 6 luni. Am luat la un prieten și îi merge foarte bine la mine. Cum l-ai descrie? Este încăpățânat? Foarte. Foarte? Foarte încăpățânat. I-ai mai făcut fotografii până acum? E prima oară când vine la un studio foto. Și s-a prezentat așa. Mai greu. Cum de te-ai hotărât să dai curs aceste invitații? Țineam foarte mult la el și am zis că am face orice pentru el. Și să-l băgăm în evident. Vreți așa să-l aveți în ramă, nu? Să-l păstrați? Da, ceva de gen. Cum a reacționat în fața obiectivului? A rămas puțin șocat de prima oară și pentru el. Și sperăm că a ieșit bine. Să vedem rezultatele. Ce rasă este cățelușul tău? Westy. Și cum îl cheamă? Sasha. Cât timp îl ai? Din martie trecut. Anul trecut, da? Da. Și de ce l-ai adus astăzi aici? Ca să-i fac poze, ca să le am peste mulți, mulți ani. Cum l-ai descrie? Drăguț, dar cam năzdrăvan de felul lui. Mergi cu el prin parc? Îl plimbi des? Da. Ce rasă este cățelul tău? Pișon bolonez. Și cum l-ai pregătit pentru această ședință foto? Am făcut aseară baie și l-am periat un pic înainte să venim. Cum de te-ai hotărât să vii la ședința foto? Am văzut invitația lui Ștefan pe Facebook și am zis why not. Cum l-ai descrie? E plin de viață, nu obosește niciodată, s-ar juca non-stop dacă ar putea. Ceva năzbut i-a făcut până acum? La început, când eram mic, mi-am mâncat două pere de pantofi nenouțe. N-am vorbit cu el două zile, nu l-am băgat deloc în seamă și de atunci n-am mai făcut nimic prostii. În afară de faptul că îl ignori, cum îl mai pedepsești? Eu nu pot. Fratele meu îl mai bate câteodată când greșește, dar eu nu pot să-l pedepsesc. Atunci tu cum îl răsfeți? Îi cumpăr ciocolată pentru câine. Da. Dorm cu el. Mă joc toată ziua cu el când mă întorc de la lucru. Îi fac toate văile. I-ai mai făcut fotografii până acum? Doar eu acasă. Muș de vită pregătit în stil bavarez, servit cu o salată de orez, praz și ananas. O combinație culinară ce merită încercată. Rețeta se prepară rapid și este foarte gustoasă. Dar mai multe detalii primiți de la bucătarul nostru chiar acum.
Suntem în bucătărie, la datorie. Aurel este cel care ne pregătește rețeta săptămânii. Ce ne gătiți mai exact? Astăzi, bună ziua și bine ați venit, vă gătim o specialitate bavareză, din mușchi de vită. Așa, deci am înțeles, avem mușchiul de vită și văd aici și alte ingrediente. Despre ce este vorba? Deci, la garnitură folosim praz, orez, ananas și maioneză. Și la specialitatea bavareză folosim mușchiul de vită, da, praz, ciuperci, roșii sherry, ardei roșu, frunze de pătrunjel și ulei de măsline. Cu ce începem prima oară? Să facem garnitura sau pregătim mușchiul de vită? Pregătim mușchiul de vită prima dată. Deci o să pregătim tot. Deci începem cu tot. Lucrăm la foc automat, am înțeles. Ce faceți prima oară? Prima dată tocăm legumele. Legumele acestea le folosiți la specialitatea bavareză. Bavareză. Așa, început cu un ardei roșu gras. Urmează ciupercuțele. Urmează ciupercile. Discutăm puțin și despre gramaj. Cam avem nevoie de câte avem legume? Avem nevoie de ardei 30 de grame. Da. Praz tot 30 de grame, ciuperci 30 de grame, roșii sherry 30 de grame. Mușchiul de vită e la 100 de grame gramajul. Este o porție consistentă. Da, la terminare e undeva la 200 de grame. Complet. Sunt foarte curioasă cum este combinația aceasta între praz, orez și ananas. Este o combinație delicioasă, inspirată tot din bucătăria germană. Nemții mănâncă bine, nu? Chiar foarte bine. Sunt mai gurmanți ca românii. Așa, am tăiat prazul, am trecut la ciuperci. Un pic roșiile sherry, o să le tăiem, dar le folosim mai la sfârșit, doar jumătăți. Și acum o să mergem cu ardeiul, prazul și ciupercile, o să le tragem în tigaie? În tigaie, le tragem în tigaie. Mușchiul o să-l facem prima dată pe grătar, doar în sânge, după aceea îl tăiem fideluță și îl punem în tigaie, îl preparăm cu restul de legume. După ce am tocat ardeiul, prazul, ciupercile, legumele, ce facem? Punem uleiul în tigaie. Da. Lăsăm să se încingă un pic. Și punem legumele. Le sotăm. Spuneați că o să pregătim și legumele și mușchiul. Da, mușchiul, înainte de ce-l punem pe grătar, îl dăm un pic prin ulei, sare și piper. Așa, în combinația aceasta. În combinația aceasta. Ca să nu se prindă de grătar, nu? Da. Îl lăsăm un minut pe o parte, în sânge îl facem. Am făcut mușchiul un pic în sânge, deci un minut pe o parte, un minut pe cealaltă. Da. Acum atât. Tăiem fideluță și îl punem cu legumele în tigaie. Așa. Să mergem să-l tăiem. Am venit cu el la masa de lucru. Acum adăugăm mușchiul de vită. Da. Tragem un pic la tigaie. Folosim sare și piper. Condimentăm amestecul nostru. Și cam cât timp trebuie să lăsăm acum să se călească toate? Maxim 2 minute. Mușchiul trebuie să fie undeva mediu. Dar nu durează foarte mult să pregătim această rețetă. Nu durează, durează undeva la 5 minute maxim. Deci dacă avem toate ingredientele, știm rețeta, putem minute să ne apucăm de treabă, ce mai, nu? La sfârșit adăugăm frunze de pătrunjel. Venim și cu o ploaie de verdeață. Ce de arome aici, să amintim, ardei gras, ciuperci, praz, mușchi de vită. Condimente și sare și piper, ulei de măsline și verdeață. Și să nu uităm de roșiile sherry care se adaugă la final și vin puțin sotate. Specialitatea bavareză din mușchi de vită este gata. Cum facem garnitura? Care sunt pașii? Pașii sunt, adăugăm toate ingredientele, întâi prazul,
Da, începem cu brazul, care este mărunțit. Mărunțit, orezul fiert, dinainte. Ananasul, care este tot mărunțit, tocat. Se poate folosi ananas normal. Ananas în conservă. În conservă. Și maioneză. Spuneați că dumneavoastră ați pregătit maioneza. Am pregătit maioneza. Este preparată cu puțin iaurt. În combinație cu iaurt. Se poate și în combinație cu smântână, nu? Și cu smântână. Eu am folosit iaurt. Să aibă mai puține calorii, nu? Da, sigur. Așa, amestecăm totului tot. Și apoi condimentăm după gust. După gust cu sare și piper. Și văd că ați pregătit un dispozitiv pe platoul nostru. O formă, da, care o aranjăm pe platou. Și din nou trebuie să fixăm această compoziție în dispozitiv, nu? În cercul acela. În cercul acela, da. Și o să fixăm, să rămână în aceeași formă pe platou. Formă și frumos. Acum urmează să adăugăm specialitatea bavareză. Deci legumele noastre cu mușchiul de vită. Mușchiul de vită. Oricum aici la restaurant întâlnim mult mai multe rețete cu specific bavarez. Da, locația la care lucrez, activez, este cu specific bavarez. Cred că singura din Timișoara. Ne întâlnim rețete gustoase. Foarte gustoase. Mai adăugăm un pic de verdeață. Da. Și o să ridicăm și discul nostru? O să ridicăm discul. Din nou ploaie de verdeață. La fel, dar puțin, nu așa mult. Aceasta este rețeta săptămânii, specialitate bavareză din mușchi de vită. Vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm cu noi și noi propuneri. Și vă așteptăm. Poftă bună! Fiecare femeie își dorește să arate spectaculos în ziua nunții, iar machiajul trebuie să fie unul impecabil. Venim și noi în ajutorul viitoarelor mirese cu câteva sfaturi primite de la make-up artiști. Marius împreună cu asistenta lui Daniela au pregătit o sesiune de machiaj dedicată special viitoarelor mirese. Iar noi vom urmări îndeaproape, vom vedea ce fac pas cu pas. Să începem cu începutul. În funcție de ce alegi machiajul de mireasă, de ce ții cont? În primul și în primul rând de cerințele clientei. Înainte de a-și face, în momentul în care își face programare clienta, o rog frumos înainte cu un interval de 2 săptămâni să vină la studio să ne întâlnim, să-i văd tenul, să-i spun dacă este nevoie să-l pregătească, o mini cosmetică înainte, iar apoi o întreb exact ce machiaj dorește în ziua nunții, în funcție și de rochia, culoarea rochii, în funcție de buchetul de care îl va avea, buchetul de mireasă, iar apoi dacă sunt în cazul în care se doresc și accesorii pentru păr, colier, așa mai departe. Iar cu clienta stabilim exact dacă vreau un machiaj mai natural, vreau un machiaj un pic mai pronunțat, în funcție de forma ochiului, care este foarte important
important în a putea realiza un anumit stil de machiaj și în funcție de asta, de comun acord, ajungem, zic, ultimul cuvânt tot eu l-am, dar împreună cu clienta hotărâm în mare parte ce fel de machiaj vei realiza. Îi arăt poze, explic, eventual îi fac și o probă dacă este cazul, dar asta în funcție de exact ceea ce dorește clienta, stabilim să fie ok, să, normal, ultimul lucru, în momentul în care se ridică de pe scaun, în momentul când va fi impactul în oglindă, să fie o schimbare. De obicei se face și un machiaj de probă, dacă nu mă înșel. Cu ce diferă acest machiaj față de machiajul final? În machiajul de probă, de obicei, dacă este clienta dorește și gătând de comun acolo face un machiaj de probă, realizez strict zona ochilor, deci nu lucrez și tenul. Efectiv, aplic corectorul, tot ce înseamnă bază pentru ploapă, iar apoi realizez machiajul exact aproximativ 900 din machiajul care realizam în ziua evenimentului. Dar nu folosesc întreaga tehnică de machiaj, zic, de la A la Z cu a aplica bază și tot, pentru că automat atunci și durata de timp îmi ia o oră în machiaj întreg și automat ceea ce interesează pe client este exact forma machiajului și culorile care le folosesc să vadă exact în ziua anunții aproximativ cât de natural va arăta sau cât de strident, să zic așa, pe cerințele care le are viitoarea mireasă. Noi azi avem ceva de muncă, ai adus două modele, veți realiza două machiaje de mireasă. Ce ne poți spune despre machiajul pe care îl vei face tu? Voi realiza un machiaj, voi merge un pic pe, să zic, nuanțe de bej, crem, voi folosi nuanțe de maro și voi folosi umbre foarte închise pentru a alungi foarte mult ochiul. Modelul meu de azi are și un tatuaj. Așa. Imită un pic, să zic așa, linia de tuș, stil anii 60 și m-am bazat un pic pe chestia asta încercând să, nu vreau să-l ascund, dar trebuie cât de cât să-l introduc în machiajul care vreau să-l realizez. Iar ținând cont și de coafură, nu voi folosi un machiaj, să zic, foarte încărcat sau foarte puternic, pentru că vreau să scot în evidență și coafura și trăsurile frumoase ale viitoare mirese, pentru a fi, așa zic, pe ansamblu să fie o legătură între roche, machiaj. Și efectiv la buze încă mai gândesc, nu pot să mă decid dacă o să fac niște buze stridente sau vreau să fac niște buze naturale. Vorbeai de machiajul anilor 60. Ce alte stiluri de machiaj se potrivesc pentru o mireasă? Aici, din nou, repet, este vorba de ceea ce dorește și clienta. Am avut mirese care au dorit smoky, acea cunoscut formă de machiaj alungit cu foarte negru, închis și mov. Sunt cliente care doresc doar anii 60, o linie de tuș. Am avut cliente care au dorit anii 20. De, singurul lucru care nu l-am, să zic așa, recopiat după stilul anii 20 n-a fost acea formă de buze foarte mult ridicat volumul și un pic făcut cu o redesenare a buzei. Dar în rest am mers efectiv cu tot ce înseamnă machiajul unui 20. Sunt cerințele în funcție de client, în funcție de în ultimii ani, zic așa, evenimentul, nunta în sine, deja se ține și pe anumite teme, eu știu, anii 20, clasic, imperial, sunt o grămadă de, am primit o grămadă de cliente care mi-au spus că au nunta anumite decoruri și automat și machiajul te lege un pic de restul evenimentului. Tu deja ai aplicat baza, ce urmează să-i faci modelului? Am aplicat baza, fondul de ten, corectorul, sprâncenile, acum mă apuc efectiv de a lucra pe ploapă. Ok, să ai spor! Mersi! Daniela, văd că ai început să conturezi ochii. Pentru ce culori ai optat? Pentru bej, în principiu, crem, un pic va fi de negru, deci o să fie un machiaj destul de natural. Vor fi anii 60 cu influență de italiană clasică. Cum de te-ai hotărât să alegi acest machiaj? În viziunea mea, o mireasă trebuie să fie naturală și de asta am optat pentru un machiaj cât mai natural, frumos și curat. Ai mai realizat machiajul de mireasă până acum? Da, sigur că da. Cam cât timp durează, cam cât timp lucrezi la un astfel de machiaj? Puțin mai mult, pentru că, după cum am spus și înainte, optez pentru un machiaj cât se poate de ușor, deloc strident. În viziunea mea, un machiaj de mireasă trebuie să fie cât mai natural și atunci machiajul natural este cel mai dificil de făcut. După ce conturezi ochii, ce urmează să faci? După ce voi contura ochii, voi aplica blushul, să conturăm fața, după care buzele. Vei folosi vreo tehnică specială la aplicarea blushului? Poate un pic de sculptat, vom sculpta un pic să scoatem pomeții cât mai în evidență, pentru că machiajul fiind destul de ușor, atunci măcar pomeții să fie cât de cât mai evident și buzele vor fi destul de evidente. Noi te urmărim îndeaproape.
cum spuneai, vei folosi culorile pământii. Ce ai făcut până acum? Efectiv, am conturat zona ploapei. După cum s-a spus un pic, am început să maschez din tatuajul natural care i-a realizat. Nu vreau să mai vadă așa de intens, vreau să-l pierd foarte mult, de-aia am folosit culori de maron, chis și negru. E vorba de un tatuaj semi-permanent, nu? Un semi-permanent pe care clienta l-are pe ochi și cât de cât trebuie să nu se poate șterge, să le stompăm un pic, să-l încadrez în tehnica de machiaj care o folosesc. Iar acum voi realizez acele binecunoscute umbre, deja am început să lucrez pe această zonă, prin tehnica de blending. Pentru că a crea acele umbre, am nevoie să fie o trecere cât mai pierdută. Nu vreau să am o anumită, zic așa, geometrie, o dungă fixă. Ideea este să vadă cât să trasez o formă a ochiului, ajunge la forma de ochi de la ceea ce dorim să obținem prin machiaj și încerc cât de mult, efectiv, prin a blendui, încerc să-l trag. Să creez acea trecere, să fie realizat de la o culoare deschisă, în funcție poate fi și pe anumit 3-4 nuanțe de culori, să fie o trecere frumos până la o zonă foarte închisă. Dar, în general, miresele preferă un machiaj natural sau unul extravagant? Că văd că mergeți tot pe nota aceasta de natural. În principiu, zic așa, un procent de 70% optează pentru machiaj natural. Nici, să zic așa, nici ideea de a fi la extreme natural, doar un simplu gloss și o culoare. Machiaj de zi, care se confunde cu machiaj de zi? De obicei, cam, să zic așa, procentul este de 50-60% între clienții care doresc un machiaj. El vine cu ideea un machiaj natural, dar să aibă acele umbre un pic închise, un maron închis, un negru. Chiar sunt cliente care doresc cu o trecere de 2-3 culori în funcție de buchet. Am avut o mireasă de curând care a avut un buchet din flori de câmp foarte colorat și efectiv am făcut din 4 culori, am realizat o trecere și a arătat în concordanță cu buchetul, s-a potrivit și machiajul. De data aceasta, că toți suntem în zona ochilor, vei folosi și gene false? Da, la final m-am gândit să și aplic, pentru că orice mireasă este mult mai spragoasă în momentul în care, chiar dacă are un suport, să zic, natural, frumos, bogat, măcar pe, efectiv, pe, da, pe colț a creat acel efect de ochi de pisică, a fi un cât mai alungit moment, măcar și se ridică puțin ploapa și efectul este... Să aibă o privire misterioasă. Da. Machiajul prinde contur. În ce stadiu ai ajuns acum? Am pus în proporție de 90% am conturat ploapa, am definit machiajul. Acum voi aplica blush pe pomete, apoi voi juca cu nuanțe de luminator, dar le voi aplica prin aerografie. Am înțeles. Obține un efect mult mai ok decât îl obțin din pensulă și a fi foarte bine definit. Cum ți-am spus, am optat pentru machiaj, nu foarte, foarte natural, dar totuși am mers cu o zonă un pic mai închisă și am folosit culori particule de SIDF pentru a evidenția, mai să ținem cont că este o mireasă. Întregul eveniment va petrece seara la petrecere, iar atunci am optat pentru a contura un pic această zona ploapei, un pic cu nuanțe de SIDF, dar nuanțe diferite. Și acele umbre pe care ți-am spus mai devreme, schitroc ochiul, am conturat foarte frumos și natural ochiul, obține un ochi cât mai migdalat, am jucat cu blush-ul, voi aplica luminatorul care va schimba total forma machiajului și totuși pe buze vei aplica o nuanță naturală. Pentru blush, ce nuanțe vei folosi? Voi folosi o nuanță de piersică, portocaliu, dar voi aplica, nu va fi așa intens, va fi un aplicat mai vag, iar peste vei aplica două nuanțe de luminator. Pentru să deschidă. Da, și pentru a scoate în evidență în momentul de mișcare, mai ales la poză, ținând cum normal machiajul de mese este machiaj de foto și trebuie în poză să arate cât mai perfect și să fie lumina cât mai bine conturată. Daniela, machiajul tău de mireasă în ce stadiu este? Aproape de final, la ochi, bineînțeles. Am făcut umbrele, după care am aplicat linia de tuș cu un tuș solid, după care am conturat ochii jos cu un creion, un fard negru. Acum voi aplica genele false. Ce gene false vei folosi? Din bandă. Da. Acestea sunt. Și
cum se aplică ele? În primul rând, le voi măsura ochiul, să vedem dacă sunt mai lungi sau mai scurte. Dacă este nevoie, le vom tăia să ajungă la forma ochiului. După care, cu un lipici, voi pune pe marginea benzii, după care le vom aplica. Modelul va ține ochii închiși, după două minuțele poate să deschidă și banda este aplicată. Și cum vom îndepărta această bandă? Pur și simplu, vom trage de gene. Pur și simplu, nu se pun pe ploapă, nu se pun pe gene, nu ne afectează cu absolut nimic. Și cât timp putem să le păstrăm? Depinde, fiind gene, bandă, o zi, două maxim. O zi, două maxim. Cele fir cu fir durează mai mult, le putem ține mai mult, dar cele cu bandă nu. Am spus mai devreme, voi aplica genele mănunchiuri, nu încarc foarte mult, vreau doar să alungez puțin ochiul, nu voi merge cap-coadă, voi aplica pe, să zic, o treime, nici o treime, mai puțin de jumătate din zona linia genelor, punctul care va deschide ochiul va fi foarte alungit. Voi folosi acum, zic așa, o tehnică, nu o pot denumi, dar efectiv voi fi la un pic din cele aplicate cu forfecuța, da. Vreau să fie cât mai natural. Și cele aplicate un pic le... Le vei scurta. Da. Trebuie să fie o trecere foarte naturală. Trebuie să fim cel sau cea care aplică genele și face chestia asta cu forfecuța, să fie foarte atentă să nu taie ce este natural. Și cum reacționează aceste gene? Cât timp putem să le păstrăm? Normal, genele mănunchi sunt pentru un eveniment, pentru o seară. Da. Dar dacă dorim să ținem mai multe zile în decurs de 4-5 săptămână, trebuie doar să, efectiv, să nu, în momentul în care dormim, să nu dormim cu ploapa, să zic, în pernă, da. Și în momentul în care facem duș și facem siesta zilnică, zic așa, sub putem folosi apă, de putem spăla normal, dar pe ploapă cu un demachiant. El în contact, lipiciul în contact cu foarte multă apă, efectiv se topește și genele vor pica. Și putem folosi mascara pe genele false? Da. Normal, pentru că le-ai aranjat dimineața sau pe perioada zilei, e ok cu un pic de mascara, să nu încărcăm, să fie cât mai natural. De aceea aplicăm aceste mănunchiuri, pentru că le automat alungesc și îndeasă și creează o geană, zic, o linie a genelor cât mai perfectă, dar este ok să nu încărcăm cu mascara. Și în momentul în care ne demachiem, există riscul să pice? Da, pentru că, cum am spus, nu sunt niște gene, deci normal nu sunt... Sunt mai multe, este cele bandă, da. Sunt aceste mănunchiuri, sunt fir cu fir și sunt extensiile de gene. Extensia de gene este diferență și cele mănunchiuri este altceva. Extensia de gene se face efectiv, zic eu, o procedură puțin medicinală, se stă pe un pat întins, durează în jur de 3-4 ore și automat este alt procedeu. Dar ceea ce aplicăm noi mănunchiurile, le poți ține perioada de 3-4 săptămâni, dar un pic, să zic așa, controlezi. Okay. Și după ce aplici genele, ce mai trebuie să-i faci? După ce aplici genele, voi aranja un pic din mascara, da. Iar apoi voi aplica sprayul fixator pentru machiaj și mireasa se va, își va lua și o rochie de mireasă pentru a o vedea de, să zic așa, în cap-coadă o mireasă adevărată. În toată splendoarea ei. Văd că te-ai hotărât și pentru nuanța rujului. Da, după cum ți-am spus, am optat totuși să merg pe nuanță naturală. Ai aplicat și banda, apoi ce ai făcut modelului tău? Am sculptat tenul, da. Pomeții, după care acum am aplicat cu un maro mai închis, am sculptat pometele ca să iese mult mai mult în evidență, un blush mai deschis să pierdem maroul destul de intens pe care l-am aplicat și acum vom aplica iluminator pe pomete ca să fie un machiaj mai glamoros de seară, să arătăm mult mai bine. Machiajul este destul de finuț, nu este deloc strident, atunci vom accentua, după cum am spus, pomeții și buzele. Avem o mireasă îndrăzneață de data aceasta. Machiajul este gata, dar pentru final vreau să aflu câteva trucuri de la tine. Cum putem face ca acest machiaj să reziste mai mult? În primul și primul, machiajul va rezista pentru că etapele care orice make-up artist le folosește, acea bază înainte specială, fondul de temă de aplicare, corectorul, tot ce folosim, camuflajul,
Efectiv, machiajul automat este un machiaj foarte rezistent. Mireasa, clienta poate dansa, efectiv pot să spun că și dacă va curge apele pe ea, atâta timp cât nu va folosi, să zic, această manevră de a trage, machiajul este intact. Cu un șervețel se stompează, se tapotează, machiajul este intact. Și în plus, make-up artiștilor avem în studio, în momentul în care am terminat machiajul, orice clientă, folosim un, să zic, un fixator special pentru a efectiv a fixa machiajul și mai ales vara, perioada verii, când cel mai multe nunți se desfășoară în această perioadă, automat afară este foarte cald, se transpiră, se stă la poze în parc, în anumite locații, automat, fără să vină inevitabil, suntem oameni și transpirăm și căldura este un atu care ne va scoate în evidență chestia asta, atunci automat cu acest fixator de machiaj, automat machiajul există mult mai ok. Efectiv, stai, te rog, cu plapurile închise. Efectiv, la o distanță, da, deci încetul se pulverizează pe față, se lasă un pic pentru a se usca, a intra în tem și automat și textura un pic, textura machiajului atenului se schimbă și automat machiajul este foarte, zic, destul de rezistent. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste machiaje de mireasă, iar acum avem ocazia să le admirăm pe fete în rochii de mireasă.